Am vizitat și astăzi, pentru dumneavoastră, o parte din șantierele deschise în municipiul Hunedoara. În teren, angajații Salupres refac marcajele pe pista de biciclete de-a lungul bulevardelor Traian și Republicii. Pista are o lungime de 1,8 km și avea nevoie de o reîmprospătare a vopselei de culoare roșie. Odată cu începerea lucrărilor la proiectele de mobilitate urbană care cuprind cele trei coridoare de transport, ce vor acoperi mare parte a orașului, în Hunedoara vom avea mai multe piste de biciclete. De exemplu, o a doua pistă de biciclete lungă de 2 km se va amenaja pe strada Bucegi, bulevardul Dacia, iar o alta de peste 1 km pe bulevardul Republicii, bulevardul Libertății, strada Libertății. Ne dorim ca municipiul Hunedoara să aibă un viitor nepoluant. De aceea, încurajăm mersul pe jos sau chiar cu bicicleta. În acest sens, și în Hunedoara, ca în majoritatea țărilor vestice, lucrăm la infrastructura pistelor de biciclete pentru a încuraja mersul pe bicicletă. În continuare se asfaltează simultan în trei zone din oraș. Astăzi, straturile de asfalt au început să apară și pe porțiunea carosabilă de pe strada Georgenescu. Și pe strada Ciprian Porumbescu se asfaltează în continuare locurile de parcare. Iar pe Aleea Oțelarilor, asfaltarea trotuarelor și a aleilor a ajuns pe ultima sută de metri.